Bună dimineața și bine v-am găsit în ultima zi a săptămânii cu o cafeluță dată de soacră. Dată de soacră, i-a venit și ei pensia, a dat o cafeluță bună, a zis, bă, ai fost un ginere bun tătă săptămâna, CFR-ul s-a redresat o cafeluță. Acum să nu stăm tot la mâna soacrei, la cafeaua soacrei, știți voi, pe buymeacoffee.com/nicubendea, puteți dona o cafea cu generozitate, că tot e magia Crăciunului care se apropie. Bună dimineața, cum sunteți? Mulțumesc de abonare, mulțumesc că ați venit aici pe canal. Tot puțin ați fost săptămâna asta, tot puțin, pe zi ce trece, tot mai puțin ați fost. Nu vă condamn, nu vă condamn, știu. Sunt de făcut cumpărături, e de făcut curățenie. Da, e de lucru, e mult de lucru. În perioada asta trebuie să pregătim ce să avem pe masă, începând cu ziua de ajun și până după Sfântul Ion. Deci vă mulțumesc oricum că ați intrat aici pe canal. Mulțumesc pentru faptul că aveți abonament la canalul ăsta și atunci când sună clopoțelul, ați și intrat. Ce să facem? Ne mai uităm unii la alții. Eu vă aștept în secțiunea de comentarii. Acum urmează sâmbătă, duminică. Puteți comenta la acest clip și la celelalte. Eu vă răspund și se iscă de aici o sămânță de dialog ca să avem subiecte viitoare. Totul e cu cap făcut, e cu cap făcut. Mai intrați pe canal, mai găsiți una alta. La ce să ne uităm? Domnul Arafat susține în continuare că de Revelion trebuie să stăm în case, să ne uităm la televizor, să ne uităm pe geam. Asta o să fie distracția noastră de Revelionul ăsta. La trecerea dintre ani, dintre 2020-2021, asta o să facem. Nu știu cât ar trebui să-i dau domnului Arafat, pe Ardelean Dianos din Târgu Mureș, să zică asta, bă, de Revelion, stați în casă, uitați-vă pe geam, uitați-vă la televizor și uitați-vă la canalul lui Nicu Bendea, să vedem, mai negociem, poate, poate, că acum e sezonul negocierilor, vedeți? Partidele care s-au pus la masă pentru a nu știu câta oră și ieri și-au expus principiile și au spus că sunt flexibile, flexibile la negocieri. Numai să le rămână lor scaunele, să le rămână lor acolo ciolanul de împărțit. Ce să facem, asta e. De ce nu se închid într-o cameră șefii partidelor, cei de la PNL, UDMR, USR Plus, să se închidă într-o cameră și să iasă numai când au făcut guvernul. Când au făcut guvernul și conducerile camerelor. Ca la Vatican, conclav, conclavi, cu cheia. Se închidă Iohannes cu cheia într-o încăpere, să le mai arunce chiftele cu praștea pe fereastră și să vedem când iese fumul pe horn, da? Ca la Vatican. Habemus premierus. Nu? N-ar fi? Numai riscant. Și când vezi fum ieșind pe horn, bă, iarăși o aprins o țigară Ludovic Orban. Deci nimic despre alegerea guvernului și a împărțirea funcțiilor. Dar să fie ei sănătoși, că ne descurcăm. Noi acum suntem cu cumpărăturile, suntem cu stresul ăsta de sărbători. Cornulețe faceți? Faceți normal. O făcut soacră mea într-un an atâtea cornulețe de Crăciun, că am mâncat până la flori din ele. Cu nucă, cu rahat, cu Arafat, da, facem. Și, dar trebuie să mai mergem și la cumpărături să luăm, să facem pe lângă niște provizii, să avem și ingrediente. În străinătate, undeva în Europa, un mare retailer, un mare lanț de magazine a zis că recomandă de sărbători să meargă numai un singur membru al familiei la cumpărături. Cum e aia? No, pe cine trimis din familie? Acum, dacă trimiți soacra, vine a treia zi cu o plăsuță pe jumătate și fără bani, trimiți copiii, e mai rău, că și-au numai dulciu și bomboane, te duci tu ca bărbat, ca pater familia, ca soț, ca tată, nu e niciun fel de pe listă, că în primul rând pierzi lista, în al doilea rând vezi ceva să mai iei pentru mașină, o șurubelniță șmecheră, ceva piulițe, nu știu, trimiți soția, trimiți doamna, s-a terminat. S-a terminat și cardul, s-a terminat salariul, s-a terminat tot și tot nu a luat ce trebuie. N-am găsit aia, dar în schimb mi-am luat o poșetă. Punem poșeta pe masa de Crăciun și o umplem cu murături. Să fim serioși, că sunt oferte foarte bune la magazine. Am văzut super oferte la salam haiducesc. La salam haiducesc, eu înțeleg asta, că nu, toți vor să-și vândă salamul. Dar de ce ai zice la un salam, salam haiducesc? Acum 200-300 de ani, haiducii își făceau salam? Haiducii trăiau prin păduri, haiducii erau căutați de oamenii legii. Bine, nu era legea ca acum, de oamenii stăpânirii. Aveau timp să-și facă haiducii salamul? Că până faci un salam, până se uscă, până se afumă, durează ceva timp, nu? Salam haiducesc.
poate un CD cu salam, hai duce lui șapte cai, Angel șapte cai, asculta poate un CD cu salam când plecau să fure de la cei bogați și aveau mare teamă să nu-i prindă potera. Deci ce denumiri în comerț acum? Ce-am mai văzut? Pulpă de porc fără os, pulpă de porc fără os, ideală pentru gătit. Păi dacă era pulpă de porc cu os, era ideală pentru mângâiat, să-i simți șoricul? Ce denumiri au numai ca să-și vândă produsele. Cel mai tare mi s-a părut un cârnaț. Acum știm cu toții cum să fac cârnații și mai ales cum să mănâncă, dar totuși cârnați cu coriandru și busuioc. Băi, pe lângă tradiționalele condimente, să pui coriandru și mai ales busuioc în cârnaț. Eu n-aș putea mânca. Auzi, cum să mănânci cârnați cu busuioc? Dar poate asta e făcut pentru domnișoare, pentru fetele care vor să-și viseze ursitul. Știți că atâta tradiție ne spune că domnișoarele, dacă își pun sub pernă un fir de busuioc, în anumite seri din an, cum spune tradiția, pot găsi a doua zi, pot visa a doua zi iubitul, își pot visa iubitul. Deci pui un fir de busuioc, îți visezi iubitul. Acum s-o trecut la alt nivel, mă. Pui un cârnaț cu busuioc sub pernă și a doua zi îți visezi și iubitul și dotarea. Mă scuzați, au cârnaț cu busuioc. Păi nu știm noi ardelenii cum să ne facem cârnațul. Că ieri alaltăieri, un cuplu mai trecut în vârstă, a fost prins pe aeroportul din Cluj-Napoca cu 70 de kg de produse din porc. Ce geamantan ar fi avut? 70 de kg de produse din porc. Vedeți, noi la orice vârstă, în orice perioadă a anului, dar mai ales de Crăciun, ne ținem de porcării. O zis omul, zice, am copii în Spania, am nepoți în Spania. Îs și acolo mezeluri. Nu zic nu. Dar cum fac eu când tai porcul după ce l-am crescut și îngreșat o vară? Nu se poate. Nu, și-o scos până la urmă, scoate slănina cu boia, scoate jumările, lasă cârnațul, sângeretele, bagă sângeretele, scoate două fire de caltabuș și lasă jumătate de tobă, pune răciturile și lasă carnea tocată pentru sarmale și dialog haotic pe aeroport, da? Numai de porcării ne ocupăm. Le-au lăsat ceva și la oamenii de acolo de la pază și până la urmă au mers nu cu 70 de kg de porcării, dar cu vreo 5-5 toți s-au dus în Spania. Cu ce? Poți să te duci la copil cu mâna goală? Eu, și ăsta marea meu. Cum ești, cum să te duci unde altce și când vii să-mi aduci ceva? Ies să duc cu doi, zice, ce mi-ai adus? Păi zic, nu ți-am adus, dar ți-am dus. Dar dacă vrei, ți-aduce tata un ambalaj. Eu până la urmă, la anumite vârste, cele mai spectaculoase sunt ambalajele. Ce zice, stăm bine cu ouăle. Știți vorba aia, să fim tari în ouă. De ce trebuie să fim tari în ouă? Că vine Tesla în România. Vine Tesla în România, deci avem încă un motiv de a ne da cu Tesla în... Da, Tesla, ăștia cu mașinile electrice, cu zborul pe Marte, cu așa, își deschid filiale și în România. Fac angajări la Tesla. Zice, și ce o să lucrez? Zice, habar n-am, dar mi s-o cerut să fiu atent, că ăștia n-au norme de protecție a muncii și dacă cumva îmi dau cu Tesla în părțile mai intime, nu despăgubesc nimic. Vine și Bill Gates. Tăticul Microsoftului vine în România, mă rog, investește în România 9 milioane de dolari. Mi-a venit să râd. La miliardele lui investește în România 9 milioane, dar ce face? Cumpără Dinamo? Își face chioșcuri de înghețare? 9 milioane, mă. Noi suntem numai de 9 milioane, domnul Gates. Pe undeva se adeverește că vine oculta. Încet, încet, 27, 28, 29... se va face injecția, da, decembrie, așa a spus doamna Ursula, că la toți europenii li se face injecția, mă rog, la cât o să apuce. Și domnul Bill Gates, clar, vine și el cu chipurile să ne cipeze. Da, de asta ne nouă frică acum. Nu, nici frică că e vineri, vă mulțumesc frumos de urmărire, a fost o săptămână senzațională, mai postez și mâine ceva, că e sâmbătă, da, după 11, așa când v-ați trezit. Spor la curățenie. Spor la cumpărături, spor la tot ce vă doriți și nu vă grăbiți că marfă este pentru toată lumea. Bani să fie! Weekend plăcut, v-am salut!